Cât are mama pensie? Alimente. Știi cât are mama pensie? Cât are mama pensie? Acum e pe pensie de mame. La fosta mea prietenă pot să-i zic cât are măsa pensie, că măsa încă lucrează. Și aia e prea tânără, deci măsa e mai tânără. Mai lucrează vreo 10 ani. Deci dacă eram prietene, că studiam peste 10 ani, trebuie să iasă măsa la pensie. Și avea 50 de ani. Eram bun. Deci acum știu că să mă aștept 10 ani. Și mă întâlnesc peste 10 ani cu ea. Și zic, frate, și ea o zic că nu-mi place poșorul și mai viate că știi, ești baba stârcă. Dar cum sunt baba stârcă? Ești deja baba stârcă, deci ne potrivim acum. Eu zic, peste 10 ani. Bă, baba stârcă? Da, ești baba stârcă. Ai 35 de cotolani. Poți să te faci senatoare, de senioare. Ai trecut la senioare. Te faci tribună. Cum tribună, da, de stadion. Și ce? Vorbește așa cum vorbești tu, în mod diplomat. Așa e structura ta. Ajungi acolo la voi. Dragi... Ba nu. Astăzi, în plen, vom vota legea pentru copii bojorogi și ceva. Noi anului. Deci cine e pentru da? Aia dormă. Alo, zice aia. Sculare. Păi, îi durea în pulă, zicea că-i mângâie. Zicea că-i zâna mă sălută. Cum să-i scolem pe ăștia? Dragi senatori și deputați, scularea! Bă, 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 ce tare scaunele astea! Hai, vă rog eu, votați! Vă rog frumos! După aceea se supăra, dădea în microfon. Da, 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 bună dimineața! Bă! Bună dimineața! Vreau și eu. Știam aici presă. Și trebuia să mă lăsa eu să intru. Era boșelul. Aveam făcea lui cap. Nu. Bună ziua! Păi am auzit că eu am voce tare. Păi a zis bună dimineața, senatoarea noastră. Eu zic bună ziua. Ioana, va, mai da de gol că-i ziua. E ora unu și ceva, ăia. Trebuie să ne ducem la bufet să mâncăm și noi ceva. Ăia, face, băi, întâi spălați-vă pe nici, spălați-vă pe ochi, că aveți urdori jumări. Și zic, fată, ești boșeroagă. Ăia, face, bă, trebuia să închidez un avion să tragă o zdreanță după el cu te iubesc. Păi că n-am bani de așa ceva. Păi ce presă ești tu, bă? Ce ești, adevărul ziua? Evenimentul zilei, ce pula mea? Sunt în revista 141 de poezie și humor. Din gura humorului. Deci din gura humorului? Da, sunt în provincie. Provence, dă-vă în pula mea! La boa, a zis dă-ne în pula lui. Exact! Bănșire mărgărite pe pula mea! Și după aia zic eu, a ieșit maică ta la pensie, Ioana era acolo la, cu microfoanele alea. Da, a ieșit la pensie. Și ce pensie are? Face mică! Dar e statică, face, da, e electrostatică. Da. Dacă mama încă e la pensie, îi zic eu. Oia, și mama e la pensie. Plângeau eu.
Fac eu, aolo, adormitele ăștia, Ioana, da, a dormit. Copila și îngera și a dormit. Fac eu, ce-a zis azi? Că-i mărea lui mama pensie. Fac eu, fac eu, cât mă, care măta, mă? Vedeam un boșoroc pe la genios. Cât are mă măta, Ani? Fac eu, nu știu. Fac eu, aoleu. Fac eu, mama e cea mai a dracu. Deci, îi taie, are pensie maioneză. Ăia, dar cu lămâie n-a încercat, nu știe citricei, știe de-alea critice.